Bună ziua, domnule inspector general, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Jandarmeriei Române, care vă aflați astăzi aici, în această sală, dar evident mă adresez și celor foarte mulți care ne privesc din unitățile din teritoriu. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi și în acest an alături de dumneavoastră la momentul de bilanț. Evident că mă alătur cuvintelor spuse de președintele Camerei Deputaților, de domnul consilier prezidențial, de vicepremierul care este și ministru interimar și să vă felicit pentru anul 2013, însă așa cum v-ați obișnuit, vreau să punctez câteva lucruri foarte concrete, pentru că un moment de bilanț este un moment evident de mulțumiri și de aprecieri, dar este și un moment în care punctăm lucrurile și obiectivele esențiale pe care dumneavoastră, ca instituție fundamentală a statului român, le aveți pentru anul 2014. În 2013, Jandarmeria Română și-a făcut datoria, ca de fiecare dată, în ceea ce privește asigurarea ordinii și liniștii publice, sprijinul pe care dumneavoastră l-ați acordat în diverse activități devenite deja obișnuite pentru dumneavoastră. Mă refer la competiții sportive, la sprijinul autorităților locale în momentul apariției unor intemperii și situații de urgență. Apreciez foarte mult colaborarea cu autoritățile locale în cadrul legal prevăzut. Toate celelalte, să zicem, activități cu care dumneavoastră v-ați obișnuit și pe care știți să le gestionați, și 2013 ați făcut-o din nou cu profesionalism și competență. Anul 2013 a fost însă și un an al unor noi provocări pentru Jandarmeria Română și vreau să, acum într-adevăr, să vă felicit pentru ceva excepțional. În toată regiunea, 2013 a fost anul unor experimente privind manifestațiile publice și mă uit, așa cum probabil specialiștii dumneavoastră se uită, în țările din regiune, în Turcia, în Grecia, în Bulgaria, în Ucraina, mai recent în Bosnia, s-a experimentat dacă noi tipuri de manifestări publice, noi tipuri de proteste pot într-adevăr să zdruncine societăți, pot într-adevăr să ridice provocări unor instituții așa cum sunteți dumneavoastră și cred că spre deosebire de alte țări, România, prin dumneavoastră în primul rând, în 2013, a avut o abordare democratică, o abordare inteligentă, o abordare care nu a pus gaz pe focul protestelor, ci dimpotrivă a oferit un cadru în care cei care doresc să-și exprime opțiunile o fac în mod civilizat, iar jandarmeria intervine doar atunci când prezența și intervenția sa este absolut necesară. Cred că modul în care ați acționat, atât în București, în Vaslui, în alte zone, dovedește în primul rând foarte multă inteligență, foarte multă mentalitate democratică și capacitatea Jandarmeriei Române de a nu acționa mecanic. Știu foarte bine că unii oameni vă spuneau de ce nu interveniți în forță, alții vă spuneau de ce ați intervenit în forță când de fapt n-ați făcut-o. Toată lumea vă dă sfaturi, toată lumea știe mai bine decât dumneavoastră ce este de făcut. Eu cred că ați procedat foarte bine. Cred, repet, că prin acțiunile dumneavoastră ați păstrat pacea socială și cred că prin modul în care în 2013 Jandarmeria Română a gestionat acest tip de provocări regionale, ați asigurat o liniște și o stabilitate de care România are nevoie și vă mulțumesc pentru asta. Provocările pentru 2014, evident, sunt cel puțin la fel de mari. Se adaugă anul electoral. Vreau să spun de aici, de la acest microfon, nu doar că vă rog să vă faceți datoria, vă rog să vă faceți datoria ca și în 2013 cu inteligență și flexibilitate. Vreau să condamn orice fel de persoană publică care cheamă la manifestări ilegale, în campanie electorală, manifestări de tip confruntațional. De altfel, acolo unde am competență, în cazul vicepremierului Dragnea, am spus că nu sunt de acord cu ideea că trebuie să ne confruntăm în stradă. Altcuiva n-am voie să-i atrag atenția, dar vicepremierului am voie.
cred că, așa cum spunea domnul consilier prezidențial, bătălia electorală se dă doar în ziua votului și oamenii decid pe cine votează. Ideea de a ne întoarce cu sute de ani în urmă, în care fiecare își aduce grupul de susținători în stradă ca să își impună cu forța punctul de vedere, este o idee pe care o condamn și împotriva căreia dumneavoastră, ca instituție nepolitică, ca instituție care a asigurat stabilitatea acestei societăți, trebuie să vă manifestați foarte clar. Eu sunt convins că Jandarmeria Română, alături de celelalte instituții nepolitice ale statului, veți asigura și în anul 2014 o societate democratică, o societate care, dincolo de bătăliile între oameni politici, este capabilă să meargă pe un drum de dezvoltare. Evident că mă mândresc cu activitatea jandarmilor români, așa cum o fac cu activitatea militarilor români în diverse teatre de operațiuni și vă felicit pentru acest lucru. Îmi doresc ca în 2014 și în anii care urmează să facem toate eforturile de care dumneavoastră aveți nevoie în ceea ce privește partea de investiții, însă nu vă ascund opțiunea personală și ca prim-ministru, ca orice resursă suplimentară avem, să investim în primul rând în oameni și după aceea în mașini, arme și clădiri. Pentru mine și cred că principalul capital al jandarmeriei, ca și al poliției române, ca și al altor instituții, reprezintă oamenii. Și după aceea mașinile, clădirile și toate celelalte mijloace de care evident aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea. Vreau să vă urez succes, vreau să vă asigur de faptul că de fiecare dată, așa cum am făcut-o și până acum, vă voi apăra în fața acuzațiilor nedrepte referitoare la activitatea dumneavoastră. Mi-aș dori și sper ca și la nivel politic, ministerial, să aveți mai multă stabilitate. E adevărat, spuneam în urmă cu o săptămână la bilanțul Poliției Române, domnul Chestor Tobă e deja la al patrulea ministru. Sper să avem stabilitate. De altfel, astăzi voi propune ca domnul Iohannis să fie ministru de interne și îmi doresc ca domnia sa să aibă un mandat lung și stabil alături de dumneavoastră. Însă, indiferent de cine sunt liderii politici care conduc temporar o anumită instituție, Jandarmeria Română este și face parte din coloana vertebrală a statului român. Vă rog să vă faceți datoria ca până acum și veți avea de fiecare dată nu doar mulțumirile mele sau ale factorilor politici, dar mai ales mulțumirile românilor și cred că asta e cel mai important. Vă mulțumesc și un an 2014 plin de succes! Thank you.